Timișul Șag a obținut o victorie categorică cu scorul de 5-1 contra celor de la Magica Balta Caransebeș în turul barajului de promovare în Liga 3-a. Astfel, meciul retur devine o simplă formalitate, accederea în cel de-al treilea eșalon al fotbalului românesc fiind deja jucată. De 16 minute au avut nevoie timișenii până să deschidă scorul, în urma unui penalti transformat de Drăghici. Apoi s-au descătușat. Până la pauză a fost 3-0 prin reușitele aceluiași Drăghici Ivanovici. În partea a doua a jocului, tot Ivanovici a marcat și golul cu numărul 4 al meciului. Din penalti au reușit și cărășenii să înscrie golul de onoare, însă în minutele de prelungire scorul a luat proporții în favoarea echipei din Șag. Podin a fost ultimul jucător care și-a trecut numele pe lista marcatorilor și a făcut 5-1. Da, știam diferența de valoare, mă așteptam să facem un prim pas important pentru îndeplinirea obiectivului nostru. Sunt mulțumit de scor, dar nu și de joc, să zic, pentru că am suferit în multe momente, nu mi-a plăcut construcția noastră, nu mi-a plăcut mai ales începutul de joc, am început cu mingi lungi, ceea ce nu am pregătit pentru meciul ăsta. Vă spun sincer, diferența cred că s-a făcut la calitatea jucătorilor, la diferența de valoare. Am avut execuții bune la finalizare, dar cam atât. Ca joc sunt un pic dezamăgit. O pun și pe seama faptului că am jucat acum 4 zile un meci important în cupă cu Lugojul. Am jucători înaintați în vârstă, refacerea e mult mai greoaie față de jucătorii tineri. Și o pun și pe seama faptului că am avut un retur foarte lung, 20 de echipe, un campionat lung. Vă spun sincer, eu sunt obosit și epuizat, dar păi jucătorii.